Bună tuturor și bine ați venit la previziunile pentru miercuri! O zi foarte bună, o zi în care ni se cere să ne concentrăm foarte mult pe lucruri practice, chiar este o zi în care ne putem organiza foarte, foarte bine și mai mult decât atât este o zi în care energia feminină este foarte puternică. Chiar femeile astăzi își vor dovedi foarte bine simțul practic. Și mai important decât atât, să spun așa, este o zi în care chiar este bine să facem curățenie, să aranjăm lucruri, poate chiar să rearanjăm puțin niște acte, să rearanjăm prin casă. Chiar o zi extraordinar de bună. În general, da, vom vedea că întâlnirile dintre femei vor fi bune sau tot ce ține de domeniile acestea de activitate feminine sunt extraordinar de bine aspectate. Ba mai mult decât atât, avem data de 14, arcana majoră, cumpătarea sau echilibrul, care să știi că vine totuși astăzi și ne spune că reușim acolo să ne împărțim timpul foarte bine, reușim să ne organizăm foarte bine în această zi. Lucrurile încep să devină ceva mai clare, ca să spun așa. În acest context, energia generală, tot uh, cumpătarea ar trebui să fie, uh, dar ar merge și Marele Preot. Deci, e clar o zi și cu spiritualitate, dar aș merge foarte mult pe lucruri practice. Uh, marele Preot este cel care pune teoria în practică. Marea Preoteasă e doar cu teoria. Ei, uh, E clar că în această zi, orice avem de făcut, e ok, că ne putem organiza, putem să facem lucrurile să funcționeze mult mai bine și, da, bineînțeles că este o zi în care, în egală măsură, detaliile din nou contează. Ce să facem suntem sub semnul eremitului. Cei care aveți legătură cu zona medicală, aveți vreo programare undeva sau vreți să rezolvați ceva, e ok, da, chiar e ok să găsești soluții, lucrurile sunt mult mai bune. Se pot rezolva tot felul de probleme în ziua de miercuri, chiar și de natură birocratică, da, pentru pentru cei mai mulți pisicile sunt aici, da, motanul normal vine a mai fost și la alte zodii. Ce am reușit să mai fac astăzi? Pisica doarme pe canapea pentru că la mine ninge în ea și e foarte frumos și ei normal dorm la căldură că na, e inconfortabil pe masa asta rigidă. Bun, și acestea fiind spuse, te invit la filmările pentru această săptămână. Dacă nu le-ai văzut deja, te invit să o faci. Dacă le-ai văzut, te invit să le, uh, să le revezi. De asemenea, ușor, ușor apar filmările pentru următoarea săptămână și îți spun de pe acum că urmează o săptămână magică și încă îmi păstrez uh, opinia că vor fi niște sărbători pe care nu le vom uita ușor, nu neapărat într-un sens negativ. De asemenea, vă invit la filmările pentru decembrie, dacă sunteți curioși să vedeți ce mai urmează, dar și la filmările pentru anul 2023. Uh, momentan previziunile din punct de vedere uh, al tarotului, adică e doar o analiză de tarot, o să urmeze și previziunile doar astrologice. Mai am de lucru la ele, am multe, multe să spun și chiar pregătesc și o filmare cu previziuni generale da pentru toată lumea. În general, care vor fi tendințele, ce ar putea să se întâmple, pentru că ne așteaptă un an. Uh, Destul de interesant, ar spune eu, un an în care ne vom confrunta și cu bune și cu rele, dar este un an cu multe teste, da, un an cu multe teste, un an în care. Vom rămâne și noi surprinși de, de lucrurile care care ni se pregătesc, de ce nu? Bun, gata, și acestea fiind spuse, te invit să cauți Zodiile de care ești interesat, te invit să asculti și de la Zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție Și hai să începem. Zodia Berbec. Păi pentru tine este o zi bună să lucrezi, este o zi bună să te organizezi acolo. Și vezi că o femeie te poate ajuta să rezolvi niște probleme legate de muncă sau legate de niște acte, știu eu. Uh, unii berbeci chiar sunteți foarte bine susținuți, puteți să primiți apreciere la muncă, puteți să primiți niște bani suplimentari Munca îți este apreciată astăzi, indiferent dacă lucrezi sau dacă faci treabă prin casă sau ai tot felul de lucruri de rezolvat Mai ales berbecii care aveți legătură cu zona instituțiilor publice da, uh, E ok, se rezolvă lucrurile da, ca prin minune, ca să spun așa Hai să vedem, dragi bărbeci. Nu știu, rezolvați ceva. Legat de o problemă de sănătate, ceva legat de o activitate pe care o faceți voi acolo. Hai să vedem, dragi berbeci ce se întâmplă. Chiar o zi foarte bună, ziua de miercuri pentru toată lumea. Rezolvi ceva, închei ceva. 10 de cupe, 2 de băte, foarte interesant. Se pare că ai aici o puternică legătură cu o persoană din străinătate, o persoană din familie. Mai văd aici o supărare pe de altă parte, legată de un ideal pe care tu îl ai. Poate să fie o zi în care mulți berbeci își organizează lucrurile pentru casă, pentru familie. 5 de băte. uite apar niște discuții în contradictoriu aici cu cineva anume, dar tot această carte vorbește și despre uh, eventuale provocări, da, care pot apărea, dar pe care le rezolvi asul de bâte, uite. Îți vine o idee bună, faci o activitate nouă mai parte de o bucurie astăzi rezolvi ceva important ceva pentru pentru sufletul tău, ca să spun așa. Uite multe băte, deci e o zi în care tu acționezi, lucrezi și se rezolvă lucrurile da. Zodia taur. Pentru tine este o zi bună, da, pe dragoste, în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită. Știu eu, alți tauri, vedeți că aveți o creativitate foarte, foarte mare astăzi și chiar o să-i surprindeți pe mulți dintre voi. Unii chiar puteți să vă programați o întâlnire cu cineva miercuri sau puteți să Reluați acea discuție cu persoana iubită, cu un copil, puteți să începeți să vă informați în legătură cu o idee pe care o aveți sau în legătură cu un talent pe care îl aveți Iar unii tauri au ocazia să găsească ziua de miercuri o ofertă de vacanță extrem de frumoasă Taurii care au examene sau care, știu eu, aveți legătură cu zona străinătății Acum se rezolvă lucrurile E o magie acolo care se întâmplă Poate chiar o femeie te poate ajuta să știi. Chiar o zi în care ai multă creativitate, și o zi în care poți să rezolvi multe lucruri. prima carte, 6 de cupe și cu 2 de cupe. Uite, o întâlnire cu o persoană foarte dragă sufletului tău, poate chiar o întâlnire cu un suflet pereche. văd aici că unii tauri poate chiar aveați probleme într o relație de prietenie, într o relație de iubire, undeva anume. Și lucrurile se rezolvă în ziua de miercuri, 10 de spade care vine cu un final pentru tine. În egală măsură este o zi în care îți dai seama că trebuie să închizi ceva, îți dai seama că trebuie să elimini un anumit lucru din viața ta. Unii chiar auziți astăzi de o despărțire sau auziți de o problemă în cadrul unei relații. Ultima carte, nebunul, mari surprize, dragi tauri care apar astăzi, tot înainte, de asemenea, în egală măsură, este o zi în care tu ești dispus să încerci lucruri noi, ești dispus să mergi către un nou început, către, către o nouă etapă în viața ta și poți avea o, 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 surpriză. E ca și cum te eliberezi uite, de niște lucruri mai puțin plăcute din trecutul tău. Zodia Gemeni, pentru tine este o zi în care te preocupi de casă, de familie și vezi că o femeie te ajută să rezolvi ceva important acolo. Pe de altă parte, o femeie din familia ta să știi că își poate încheia sau poate rezolva o problemă. Fie că e o problemă de sănătate, fie că, să spun așa, e o problemă importantă, dar alți gemeni chiar... Nu știu, aveți ocazia să Schimbați ceva prin casă astăzi, da? Cei care vă aflați într-o relație, este o zi cu pasiune, o zi frumoasă în care puteți să vă întâlniți cu persoana iubită, o zi în care, poate chiar unii gemeni, aveți și ocazia să cunoașteți pe cineva. De ce nu? Se rezolvă ceva. E o problemă veche acolo care acum are ocazia să se rezolve. Oricum, tu ești într-o perioadă în care se întâmplă lucruri și. Um, nu mai știi pe unde să te împarți. Ideea este că, repet, ai pe cineva care te ajută acolo, te sprijină. E o femeie, da? poate chiar e ceva legat de o sumă de bani, de o moștenire, ceva important. Poate ceva legat de o afacere sau de un proiect pe care îl ai. Da? Doi de cupe și cavalerul de spade. O surpriză pe care o ai legată de o întâlnire. Poate chiar în cadrul unei întâlniri, afli o veste ciudată. Cavalerul de spade vine cu schimbări. Bruște vine cu discuții neașteptate, dar clarificatoare. Valetul de bâte îți dă aici speranță și văd o activitate nouă pe care o faci. Poate chiar este o zi în care să zic așa treci de la o extremă la cealaltă ești nervos, ești bucuros. Cartea vorbește despre bucurie, despre pasiune, dar și despre. O zi în care tu vei dori să încerci lucruri noi. Ultima carte, nouă de băte, da, îți e cam teamă, așa de ce final, dar să știi că e de bine, da? Totul se întâmplă cu un rost. Persoana asta, să știi că te ajută mai mult decât ți-ai fi putut imagina, fie printr-o vorbă pe care ți-o spune, printr-o schimbare care, se, care o aduce în viața ta, da? Ceva de genul acesta. E o zi în care gemenii ar trebui să trăiască din plin și să accepte ajutorul celorlalți. Zodia Rac. O zi în care drumurile sunt importante pentru tine, dar e interesant că reușești în sfârșit să ai o discuție importantă cu o femeie care să te ajute să vezi puțin viitorul tău altfel, care știu eu să te ajute să capeți o mai mare încredere în tine și asta este absolut fantastic. Poate să fie o femeie din familia ta, poate să fie o persoană dragă, iar în general racii în ziua de miercuri vor fi foarte bine susținuți pe comunicare, dar și pe drumuri. Aici e, e ceva interesant. Poate să fie o persoană cu o experiență mare de viață. Da? care să te ajute, să te ghideze. Uh, unii raci, nu știu, dacă aveți de negocia ceva, dacă aveți vreo întâlnire, vreți să convingeți pe cineva de un anumit lucru, nu mă refer neapărat de negocieri din, din zona uh, afacerilor, trebuie să convingi pe cineva de un anumit lucru, da? Ei, de acolo chiar ai surprize plăcute. Iar unii raci e posibil să primiți o atenție, un cadou, o vorbă bună din partea unei persoane. două cărți. Bun, patru de cupe. Ia uite, ceva aici nu-ți convine, nu-ți place. Poate tu, poate e o zi în care nu ai chef de lucru. Patru de cupe vorbește și despre cel moment în care, nu știu, ești obosit, nu ai chef. Da? Și îmi dau seama că Marte acolo, uite, Regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Ceva nu-ți place aici legat de un program, legat de o strategie, legat de o organizare, mm, n-ai chef, pur și simplu. Steaua, uite, o legătură cu un vărsător. În această zi, văd o puternică legătură, poate cu zona tehnologiei. Ai ceva de rezolvat, dar nu știu, merge greu tehnologia, merge greu laptopul, nu merge internetul, ceva acolo se întâmplă. Dar tot steaua să știi că poate să vorbească și despre faptul că încep să-ți dorești mai mult, da, 8 de bâte și uite că reușești să comunici racii care vreți să. Uh, schimbați un contract, da sau să schimbați o înțelegere pe care ați făcut-o voi cândva. Acum e momentul ziua de miercuri este extraordinar de bună să comunici să comunici și să spui mă rog, să comunici ce vrei tu, ce-ți place. Pentru că, uite, șase de băte reprezintă o victorie pentru tine, o bucurie. Deci ești bine din povestea asta. Da. Zodia leu. O zi în care poți să primești niște bani de la muncă, da, poți să primești niște aprecieri în legătură cu un proiect pe care l-ai făcut, în legătură cu o treabă, da, Uh, dar uh, foarte important este faptul că cei mai mulți lei uh, e ca și cum, nu știu, primiți niște vești bune, da? Cineva vă aplaudă, vă admir, primiți o avansare, vă simțiți bine, cineva avea să-ți dea niște bani și te trezește astăzi că te sună și ți-i dă, deci se rezolvă multe lucruri pentru tine și. Um, vezi că e un moment în care uh, Poți să faci o înțelegere serioasă cu cineva. Din care să ieși bine din punct de vedere financiar sau din care să fii bine văzut în lume. Deci rezolvi ceva. O femeie, iarăși și pentru tine are un are un rol important. A ieșit prima carte exact despre ce vorbeam. Uite soarele și cu nouă de monede, cartea ta în tarot și cu nouă de monede. Lei astăzi primesc bani, găsești o reducere bună, îți organizezi mai bine cheltuielile, îți găsești un loc de muncă. Repet, este o zi în care se întâmplă multe lucruri bune. Da? Chiar nu prea am ce să zic rău. Mai sunt pe acolo niște aspecte. Da, e o zi în care, să zic că ești tu cam dezorientat, dar vezi că dovezile astea practice te pot pune așa pe drumul tău. Valetul de spade e ceva ce apare la orizont, așa cum am spus, care îți captează atenția și se pare că ești foarte concentrat pe ideea aceasta de a afla mai multe lucruri. Vrei acolo să te informezi, vrei să vezi cum stau lucrurile mai departe. Cavalerul de cupe, o ofertă pe care o primești, un drum pe care îl faci pentru o persoană dragă sufletului tău. Dar pentru alții lei putem să discutăm și despre o zi mai romantică din fire. Da, se clarifică ceva. Zodia Fecioară. Pentru tine este o zi în care uh, încep să-ți revii, te simți mai bine, mai energic, uh, ba mai mult decât atât. Este o zi în care rezolvi ceva important legat de un copil sau ceva legat de persoana iubită. Fecioarele care sunt singure, mare atenție pentru că aveți ocazia să cunoașteți pe cineva, dar e important să vă concentrați în primul rând pe voi și să vă simțiți bine, să faceți doar ceea ce vă place, mergi și ia prânzul în localul ăla care îți place, lasă colegii deoparte, lasă oamenii ăștia deoparte, mergi singur acolo unde vrei tu, că poți să ai o surpriză plăcută. Fecioarele care se află într-o relație, e o zi foarte bună. O zi în care puteți să comunicați lucruri, puteți să vă programați o, știu eu, o, o excursie, de ce nu? Poți să te înscrii la niște cursuri astăzi, apropo, și pe acolo vezi că poți să întâlnești pe cineva. Dar în alte cazuri văd aici un cadou pe care îl primești, o apreciere, e ceva ce te face pe tine să te simți bine. Asul de bâte nouă de spade ți este teama aici în legătură cu o nouă activitate pe care vrei să o faci sau în legătură cu o nouă persoană care intră în viața ta. Bun roata destinului ia uite roata destinului vine și spune că pe aici e drumul tău se întâmplă ceva în ziua de miercuri și lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție, că și cum primește acele semne palpabile fizice cum îți placție care să-ți să, -ți, să -ți spună că pe acolo ar trebui să mergi. Ultima carte, 6 de monede, un cadou pe care îl primești, niște cumpărături pe care le faci astăzi, dar văd clar că este o zi în care tu vrei să încerci lucruri noi, vrei să te distrezi, vrei să te simți bine, faci totul pentru confortul tău și asta este absolut fantastic. Zodia balanță, o zi în care nu ai tu foarte multă energie, luna tranzitează o casă mai puțin. Uh, 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 nu neapărat benefică, dar n-ai -ai energia necesară astăzi. Uh, e foarte important că ai ocazia să finalizezi un proiect legat de casă. E ceva legat de a-ți casa sau ceva legat de a cumpăra o casă, știu eu, găsești ceva, rezolvi ceva important, dar e vorba de un final, de o transformare acolo, nu știu, ai schimbat culoarea pereților, ai luat altă mobilă, alții vreți să vă mutați sau vreți să schimbați chestii. Sunt niște vești care apar pe neașteptate legate de o femeie din viața ta sau legate chiar de zona femeilor. Acolo ai extraordinar de multă susținere în această zi. Se întâmplă ceva, și ca prin minune, dispare o traumă, dispare ceva, o agitație. Se întâmplă niște minune acolo în viața ta. Și asta e de bine. Da? Hai să vedem, dragi balanțe. Nu vă, mă rog, vă supra-solicitați astăzi. Adică, dacă aveți de muncă, faceți ce aveți de făcut, dar nu trageți de voi foarte mult. culcați vă de vreme. Stați liniștiți, mai beți un ceai pentru că nu e momentul. Șapte de băte, trei de cupe. Uite, o bucurie pe care o ai tu legată de o petrecere, de o întâlnire. Îți vine cineva în vizită, primești un mesaj, discuți cu cineva anume. 4 de cupe. E ceva ce nu-ți place legat ori de zona sărbătorilor, ori legat de o petrecere, de o întâlnire. Vezi că în ziua de miercuri chiar se pot întâmpla mici mari minuni pentru tine, dar pe care inițial e posibil să nu le înțelegi foarte clar, da? așa că lasă lucrurile să curgă ultima carte, marele preot, o legătură cu zodia taur văd aici, dar este și o zi bună în care. Uh, să spun așa, poți să-ți rezolvi niște probleme legate de o înțelegere pe care ai făcut-o cu cineva, uh, rezolvi niște probleme legate de niște studii, de un curs sau poate chiar pentru unii dintre voi e vorba de o intervenție divină care poate să apară. Se reiau niște discuții, dar vezi că de, de, de data asta, lucrurile se rezolvă altfel. Zodia scorpion. Pentru tine este o zi în care prietenii sunt importanți, socializezi foarte mult și. E interesant faptul că o persoană foarte apropiată ție te poate ajuta să rezolvi o problemă. Uh, poate să fie o rudă, poate să fie o persoană din anturajul tău, dar pentru cei mai mulți dintre voi e vorba de o femeie, da. Cineva care e de mult timp pe acolo, în viața ta și care, nu știu, pe care ori o credeai dușmancă, ori e o persoană pe care nu o cunoști bine și care să știi că, surprinzător, te ajută foarte mult pe o situație legată de un contract, o asociere, un parteneriat, zona justiției. Ești foarte mult ajutat astăzi și dacă ești și ai legătură cu niște grupuri de oameni, nu știu, ai o petrecere, ai o întâlnire, ai o ședință, te duci la un concert. E de bine, da? Chiar dacă vrei să faci cumpărături astăzi, e o zi foarte bună pentru cumpărături. Chiar un moment bun. Cineva te sfătuiește, te ghidează, îți dă un sfat. Ai foarte mult ajutor. Prima carte, echilibrul. Sper că ai ascultat partea de început pentru că este energia generală pentru această zi. Echilibrul și cu șase de cupe. O veste bună, da, din partea unui copil sau uh, este o zi în care ești prins între două direcții, da? Însă văd aici că ai parte de o înțelegere absolut profundă legată de trecutul tău sau ceva legat de o relație de iubire. Încep să conștientizez ceva. 5 de monede. Atenție pe sănătate astăzi. 5 de monede vorbește și despre o problemă de sănătate a unei persoane, și aici chiar ar trebui să, să fie atent sau atentă. Ultima carte, în îndrăgostiții. Nu știu, parcă e cineva care abandonează ceva, care lasă ceva în urmă. Cartea vorbește despre o legătură cu Zodia Gemeni pentru unii dintre voi, dar în acest context chiar m-aș gândi că unii scorpioni parcă începeți să conștientizați ceva foarte important legat de o poveste de iubire. Aveți așa ca un fel de revelație și e extraordinar de bine. Da? E extraordinar de bine. E ceva ce pe de o parte îți place, pe de altă parte nu îți place, dar sunt lucruri pozitive. Zodia Săgetător Dragi săgetători, astăzi energia generală, echilibrul, clar e o zi importantă pentru tine și chiar este o zi în care strălucești, o zi în care poți să primești o apreciere foarte frumoasă din partea celorlalți, din partea șefului, reușești să te afirmi, toate lucrurile ți ies bune și mai mult decât atât chiar dacă încă se mențin acele tensiuni așa de prin viața ta. Totul începe să capete sens. Uh, unii dintre voi posibil chiar să primiți un cadou frumos astăzi, un compliment, adică o vorbă bună, cineva te apreciază, dar în alte cazuri discutăm și despre niște bani suplimentari care pot apărea, de ce nu astăzi. Iar dacă ai de dat un interviu sau dacă vrei să aplici la un loc de muncă, astăzi e momentul, miercuri. Îți faci CV-ul și l-ai depus. că e posibil să ai niște surprize foarte plăcute pe săptămâna viitoare. Știu că se apropie sărbătorile, dar în egală măsură sunt lucruri foarte frumoase care se întâmplă aici pentru tine. Hai să vedem. Dragi săgetători, ia uite, 10 de bâte și cu 2 de spade. Nu mai poți tu foarte mult într-o situație. Poate te simți destul de obosit și văd că ai o decizie de luat. 10 de cupe, da? uite, un final sau poate e ceva legat și de casa ta, de familia ta, de un ideal pe care îl ai, vrei tu într-un anumit loc. Săgetătorii care au depus foarte mult efort în ultima perioadă pe un anumit proiect sau într-o anumită situație, astăzi puteți să culegeți roadele, astăzi aveți parte de o zi bună, chiar proiectul respectiv poate să fie apreciat. Ultima carte, doi de băte și e ceva legat și de zona străinătății sau ceva foarte important aici pentru tine legat de zona internetului. Da? Poate unii chiar începeți și vă faceți planuri pe un termen mai lung. Bineînțeles că unii săgetători e posibil să și a liber, da? că e posibil să vă simțiți și cam obosit. Bun. Zodia Capricorn. Dragi capricorni, o zi foarte bună, da? chiar o zi în care dacă ai examene e ok, tot înainte De asemenea, este o zi în care reușești să te organizezi foarte bine când vine vorba de studii sau când vine vorba de o călătorie mai îndepărtată Cei mai mulți, ce, cei mai mulți capricorni aveți ocazia să descoperiți un detaliu care să facă foarte mult diferența în imaginea pe care o aveți a sărit deja o carte, un patru de băte. Nu știu, vă pregătiți pentru o excursie. Apropo, dacă vrei să-ți cumperi o vacanță, dacă vrei să programezi ceva, ziua de miercuri e foarte bună pentru tine. Ești susținut din acest punct de vedere. Uh, și cei mai mulți capricorni nu știu, aveți o zi bună. Chiar o zi bună. Ai și creativitate, ai și ocazia să întâlnești pe cineva. Uh, ești foarte admirat pentru felul în care arăți. Te simți foarte bine. Hai să vedem. Deci, indiferent ce ai de făcut astăzi, e ok. A, bun. Prima carte, nouă de bâte și cu doi de spade. Da, e cu teamă, da, și e cu oarecare oboseală. Te înțeleg, încă soarele mai este însăgetător de săptămâna viitoare lucrurile se schimbă și o să simți mai multă energie. Momentan, vezi că treci printr-o perioadă în care ți se arată semne practice pe unde ar trebui să mergi și ce, ce ar trebui să închizi. Trei de monede aici care vorbește despre o întâlnire într-un grup de oameni, despre faptul că vrei să studiezi ceva sau despre faptul că ți este oarecare teamă uh, legată, repet, de studii, de străinătate, de un răspuns, ceva anume. Ultima carte, 8 de bâte, succes, bucurie pentru tine astăzi, multă comunicare văd, dar ideea este să nu-ți fie teamă, da. Zodia vărsător Pentru tine este o zi foarte intensă în care se întâmplă tot felul de lucruri O să treci prin următoarele zile în care ar fi bine să nu tragi de tine foarte mult Și ar trebui să vezi care sunt prioritățile Dar ziua de miercuri e bună În sensul că se întâmplă așa o minune, se întâmplă o chestie, primești o veste, se întâmplă ceva legat de o persoană din familie, o femeie și de zona străinătății, zona internetului sau tot ce ține de uh, zona aceasta a studiilor înalte. Da? Cineva din familie ia un examen, are parte de o reușită, de o veste bună și bineînțeles că unii vărsători chiar primiți o veste bună legată de o mutare, de o relocare sau de niște schimbări pe care le faceți prin casă, uh, repet, e ceva legat și de o femeie pentru unii dintre voi. Dacă ești și lucrați în ziua de miercuri, vedeți că apar schimbări în spațiul în care uh, lucrați voi pe acolo. Nu știu, schimbați caunele, împodobiți bradul, schimbați perdeaua, faceți ceva. Dar uh, pentru vărsătorii care uh, să spun așa, vor să-și mai clarifice niște lucruri, chiar uh, ziua aceasta este foarte bună ziua de miercuri. Hai să vedem. E o zi în care poți să ai niște discuții foarte interesante cu persoana iubită, iarăși, care te vor surprinde destul de plăcut, dar regula e să fie ascunse, da? să nu spui nimănui, să discuți doar tu cu persoana aia. Uh, cumpătarea și cu valetul de monede, o legătură cu un săgetător, dar văd că este și o zi în care vrei tu să studiezi ceva mult mai profund. Uh, Unii vărsători chiar e posibil să intrați în contact cu o persoană pe care nu ai mai văzut-o de nu știu cât timp. Luna vine cu o legătură cu Zodia Rac în mod special, dar și cu Zodia Scorpion. Uh, e un moment așa pentru tine în care ai de făcut o alegere, chiar o alegere importantă, dar este și o zi în care ai foarte multă intuiție și vezi că e posibil să ai niște lucruri de făcut, suplimentare, legate de un copil sau legate de o analiză mai atentă. Dar e o femeie aici care îți spune ceva, face ceva. Lumea, ultima carte, bucurie pentru tine, o zi cu succes, o zi în care ai o puternică legătură poate cu zona străinătății, dar pentru alți vărsători discutăm despre o închidere într-o situație. Da? Despre închiderea unei carme sau despre un moment în care cineva are parte de o bucurie din jurul tău. Zodia pești o zi în care socializezi foarte mult, intri în contact cu mulți oameni, dar vezi că poate să fie și o zi puțin tensionată pentru tine, mai ales dacă ești născut la începutul zodiei. Pe de altă parte, e o zi bună în mare parte în care prietenii te pot ajuta și ai tu acolo o femeie prin jurul tău, o prietenă, e cineva care te poate ajuta mai mult decât îți imaginezi pe un contract, pe un parteneriat, pe o înțelegere și vezi că este o zi bună în care să zic așa poți să finalizezi un proiect, da? poți să finalizezi un proiect, poți să negociezi ceva care să fie în favoarea ta, de ce nu? Deci o zi bună pentru tine, mai ales dacă ai legătură cu actele, cu hârtiile. Hai să vedem, dragi pești. A, a, început citirea. Lăsăm așa. Cavalerul de cupe și cu nouă de monede. Multă apreciere pe care o primește astăzi, dar văd că poți să primești o ofertă de muncă, o propunere legată de un proiect, dar vezi că, nu știu, chestia asta o să-ți schimbe așa destul de mult viața. Da? E ceva benefic, e ceva frumos. Deci dacă primești o propunere, e ok tot înainte. Trei de spade, da, e ceva ce nu-ți place aici, ceva ce nu-ți convine, în legătură cu un drum, cu o casă, cu o mutare, cu o sumă de bani. 4 de monede, ia uite, parcă ai legătură și cu o persoană care este foarte fixistă, are niște idei în minte și nu renunță la alea de nicio culoare. Ultima carte, Marea Preoteasă, vezi că răspunsul e la tine, da? Parcă ai aici legătură cu o persoană foarte sigură pe ea, foarte uh, secretoasă. Da, e un moment în care ar fi bine să te deschizi în fața lucrurilor care apar, pentru că, repet, de săptămâna viitoare se deschide o perioadă bună pentru tine pe bani și aspectele astea chiar sunt pozitive pentru tine cineva nu prea comunică sau e cineva care te determină să faci un anumit lucru și inițial e posibil să nu îți placă, dar în general, repet, chiar o zi foarte bună pentru tine. Uite, o zi în care se face dreptate sau se rezolvă ceva anume. Da, poți să afli și un secret, poți să afli și niște informații care inițial să te surprindă, dar care până la urmă să știi că te eliberează. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile pentru toate zodiile. Îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți. Și de asemenea te invit cu drag la previziunile pentru această săptămână, previziunile pentru decembrie, dar și previziunile pentru 2023 și stai aproape că ușor, ușor apar toate filmările pentru următoarea săptămână care vă spuneam eu că Urmează o săptămână magică și chiar vom avea niște sărbători pe care nu le vom uita ușor. Te îmbrățișez și nu uita să dai videoclipuri mai departe dacă vrei să îmi faci un cadou în în această perioadă e absolut gratuit distribui videoclipul sau recomanzi canalul unei persoane draștie și îți mulțumesc din suflet că faci acest lucru, te îmbrățișez și să ai o zi superbă.